e mexican, asemeni regizorului Alejandro González Iñárritu și are după cum urmează. 44 de ani, două diplome magna cum laude de la Berklee College of Music, respectiv New England Conservatory, 4 premii Grammy și vreo 100 de albume pe CV ca sideman, plus 4 ca lider. În aceste condiții, îl știe practic cam toată lumea. De la Chick Corea și Pat Metheny, la Edward Norton și Michael Keaton. I am really, really pleased to introduce a real artist and a really, just a really cool guy. Ladies and gentlemen, Antonio Sanchez. Adevărul e că, după ce a compus coloana sonoră a peliculei Birdman, popularitatea lui Antonio Sanchez, unul dintre cei mai mari bateriști de jazz ai planetei, poate cel mai mare dacă mă întrebați pe mine, a crescut semnificativ. Nu e doar meritul Academiei Americane de Film, cinematografic vorbind. E și rezultatul firesc, până la un punct, al colaborării dintre Iñárritu și Sanchez, un fel de Batman și Robin la cinele, ca să mă exprim cumva în tonalitate cu filmul. We really exploited the wide range of dynamics that the instrument has. You know, it has a very wide range of emotion, I think. Practic, lipsea un singur lucru, ca să fim mulțumiți și noi, fanii din România, ai complexului instrument în speță. Dar să știți că, gata, s-a rezolvat. Pe 6 decembrie, la București. Mă refer evident la Antonio Sanchez and Migration. În formula, Seamus Blake saxofon, John Escrit pian, Matt Brewer contrabas și, evident, Antonio Sanchez tobe. I think you'd want to do it? Mm-hmm. How do you know? Because he told me you want to do it. Jake, yes. Asked me if he sells tickets. Fine, does he sell tickets? He sells a shitload of tickets. Okay. Now ask me if the theater critics love him. The theater critics love him. They want to spooge on him. Hey,